Astăzi, Colegiul Radu Greceanu a fost vizitat de peste 600 de elevi din întregul județ. Pentru două zile, liceul așteaptă oaspeți viitori liceeni. Greceanu se remarcă an de an prin performanță, dedicare și rezultate școlare. Acest lucru îl clasează printre opțiunile elevilor. Este foarte interesant, ne fascinează foarte mult experimentele lor și modul cum ne prezintă, este foarte frumos. Și ai gândit ce vei face din toamnă? Sincer, nu, m-am gândit și la acest liceu, este foarte frumos, abia aștept să văd dacă pot intra aici. Este un liceu foarte bun și au ele foarte, foarte bine pregătiți. Tu ai vrea să înveți aici? Da. La ce profil? La filologie. Toți elevi aici? Da. La ce profil? Mate-info. Pentru anul viitor sunt așteptați elevi pentru mai multe clase, atât de gimnaziu cât și pentru liceu. Pentru anul școlar 2024-2025 vor fi două clase de a cincea, două clase de a noua filologie, o clasă de biling, o clasă de științe ale naturii, două clase de matematică informatică și o clasă de matematică informatică intensivă. Avem multe proiecte extrașcolare realizate atât de noi, Consiliul Elevilor, cât și de asociațiile partenere, iar la Radu Greceanu mereu există oportunități de a te dezvolta pe toate planurile. În Greceanu sunt creați medicii de mâine. Pentru că în liceul nostru sunt o grămadă de oportunități care deschid lumea aceasta a viitorului nostru, mai ales, nu știu, eu sunt pe științe ale naturii și mi-a deschis clar orizontul spre medicină. Tot aici sunt obținute performanțe pe toate planurile, filologie, limbi străine, istorie, geografie, matematică și, nu în ultimul rând, informatică și robotică. Greceanu este un liceu foarte bun. Aici avem tot felul de profile, printre care și profilul la care mă aflu eu, Mate Info, care are ca și avantaje, de exemplu, clubul de robotică pe care îl prezint astăzi, unde participăm la concursuri naționale, regionale și internaționale. Cu rezultate? Cu rezultate notabile. Și pentru că aici sunt mai multe cluburi în care elevii își descoperă pasiunile, astăzi echipa PTV Oltenia a predat pentru câteva momente ștafeta și a preluat sarcina liceenilor. De ce ai ales Liceul Național Radu Greceanu? Pentru că îmi plăceau foarte mult activitățile care se desfășurau și atmosfera în sine. Ce activități ți-au plăcut cel mai mult? Activitățile sportive și pregătirile pentru concursuri și anumite chestii. Practici vreo activitate? Da. Care? Acum trebuie să demonstrăm un meci de basket copiilor de a 8-a care vin să observe. Colegiul Radu Greceanu este în top an de an, iar de aici s-au remarcat medici, profesori, politicieni și avocați.